În prezent, punctul de amendă se raportează la salariul minim brut din 2017, când acesta era de 1450 de lei și de aceea s-a hotărât ca toate amenziile să fie calculate ca multiplu de 175 de lei. Dacă s-ar fi aplicat legea, punctul de amendă s-ar fi dublat la 300 de lei, adică 10% din salariul minim brut pe țară. În România există 5 clase de amendă, primele 4 se aplică persoanelor fizice, în timp ce a cincea se aplică doar persoanelor juridice. Astfel, amenda maximă pentru persoane fizice, 20 de puncte de penalizare este de 2900 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice, amenda maximă, 100 de puncte de penalizare este de 14500 de lei. 10-20 de km pe oră peste viteza maximă admisă reprezintă 2 sau 3 puncte de amendă, 290 sau 435 de lei, la care se adaugă 2 puncte de penalizare. 21-30 de km pe oră peste viteza maximă admisă, 4 sau 5 puncte amendă, 580 sau 725 de lei, la care se adaugă 3 puncte de penalizare. 31-40 de km pe oră peste viteza maximă admisă, de la 6 la 8 puncte amendă de la 870 la 1160 de lei la care se adaugă 4 puncte de penalizare. 41-50 de kilometri peste viteza maximă admisă, de la 9 la 20 de puncte amendă, de la 1305 la 2900 de lei, la care se adaugă 6 puncte de penalizare. Mai mult de 50 de kilometri pe oră peste viteza maximă admisă, de la 9 la 20 de puncte amendă plus suspendarea permisului pentru o perioadă de 90 de zile. Relatează play Ponto rolo.